Am revenit în direct, așa cum am promis, oameni buni. Mergem în Tenerife, acolo unde ne așteaptă experta noastră în relații fierbinți, Alina Ceușan, pregătită pentru cele mai noi relatări de acolo. Iată, îmbrăcată corespunzător pentru vremea din Tenerife. Câte grade sunt, Alina, acolo? Nici nu mai contează, că lucrurile s-au înfierbântat destul de tare. Ai dreptate și tu? Ai dreptate, acum ești pe pat, acolo unde ești? Sunt în Cuibușorul de Nebunii, care este un loc special în care dragii noștri se pot retrage atunci când au șansa să facă asta. Și deja am avut două cupluri care au avut această șansă. Este un dormitor separat de dormitorul deja iconic de la Love Island, care este unul la comun. Aici iubiții noștri au parte de un pat matrimonial dublu doar pentru ei, au o cameră doar pentru ei, au super view afară, au o cadă, au tot ce ar putea avea nevoie pentru o noapte liniștită, puțin mai departe de zgomotul din casă, să spunem așa. Vreți să vă arăt? Da, chiar, da, te rog, te rog mult de tot. Vrem să vedem ce înseamnă cuibușorul ăsta de nebunii. Ia să vedem. Ia să vedem, să mă aranjez și eu puțin. Asta cam zic, așa, da, arată, da, da, nu, așa, camera. Da. Dacă poți să mai faci o piruetă, Alina, să vedem cum arată camera. Au un vanity. Haideți că o să vă arăt afară. Vă arăt și terasa. Ah. Așa arată terasa. Avem aici o surpriză pregătită pentru ei. Jacuzzi de obicei și cu lumânări, pentru că de cele mai multe ori ajung aici pe parcursul serii, să spunem așa. Și e într-adevăr o surpriză, pentru că este o oază de intimitate pentru ei și e un loc unde cumva se pot simți puțin mai private, fără ceilalți din vilă. Câte grade sunt acum, Alina, în Tenerife? În jur de 30 de grade, cam așa. Nu e rău deloc, Ciucă. Nu e rău deloc. 15 grade la noi. Spune-le oamenilor care se uită, te rog frumos, la emisiunea Love Island, la ce să se aștepte în perioada următoare, ce lucruri interesante o să se întâmple. Credeam că nu mai întrebi. În episodul din seara asta urmează ca fetele să aibă parte de un concurs de Miss. Este prima variantă Miss Love Island 2023. Urmează să vedem cine este încununată Miss Love Island 2023. Asta dacă nu ați văzut, bineînțeles, deja pe Voio. O să aibă super multe probe fetele. O să le vedeți că sunt talentate, sunt foarte inventive, sunt foarte plăcute fiecare dintre ele, însă băieții trebuie să delibereze și să ne spună care dintre ele i-a impresionat cel mai tare. Asta veți vedea în episodul din această seară, dacă nu ați văzut deja pe Voio, după cum bine v-am spus. Și pentru că am văzut câteva comentarii pe online referitoare la faptul că băieții cumva au toată puterea, să spunem așa, în vilă, am zis să dăm puterea mai departe și către fete. Urmează ca fetele să iau o decizie foarte importantă în casă. Ținem cont, bineînțeles, de părerea celor de acasă și de asta vă încurajăm, dacă n-ați făcut-o deja, să vă downloadați aplicația lor Violent și să fiți acolo alături de noi, pentru că votul vostru contează și poate schimba destinul celor din casă, la fel cum ați hotărât faptul că Andrei este băiatul cel mai iubit, să spunem așa, din casă și l-a luat decizia de a elimina o fată, respectiv pe Mădălina. La fel veți avea de hotărât și multe alte lucruri în Love Island, așa că vrem să fiți acolo aproape alături de noi și să ne ajutați în toate aceste decizii pe care le avem de luat. Nu e treabă ușoară acolo, că trebuie să știi să-ți faci și strategia, să știi să te adaptezi, să te faci plăcut și publicului. Mm-hmm. Foarte frumos. Alina Ceușan, îți mulțumim foarte mult de la Love Island. Oamenii se uită pe voi, se uită la Pro TV. Sper că-ți place view-ul. Superb. Suntem Alina lângă un jacuzzi și am zis să intru și în jacuzzi ca să vă fac puțin în ciudă, că mă uit că la București e trafic, e vreme rea. Ia uite-vă. Dar de ce mi-am făcut de la început treaba asta? Că acum trebuie să se termine emisiunea și uite. Păi am zis întâi să vă arăt puțin cum arată cuibușorul de nebunii, după care ne așezăm în jacuzzi și facem un extra, așa cum se cuvine pentru Cătălin. Dă-i, te rog, drumul și la bulbuce, ia să meargă și bulbuce. Glu, glu, glu acolo. E totul pregătit aici, vă așteptăm în noul episod diseară pe Pro și pe Voio. Perfect, Alina, te urmărim și pe Instagram să te vezi, să vedem ce faci acolo. Te lăsăm să te relaxezi și să ne vedem sănătoși și relaxați de seară la show Love Island. Mulțumim mult! Nu-i rău, Ciucă. Deloc. Nu-i rău. Vreau să-i zic, dacă are nevoie de mine, eu iau primul avion și mă duc. Ciucă, mereu la dispoziția dumneavoastră, doar un telefon așteaptă. Ne vedem mâine la ora 3, oameni buni. Numai bine, seară frumoasă să aveți!